Ascultă Dana cu povești, ce-ai să vezi cu să găsești. Idei minunate și povești unicate pentru cei mari și mici, dar și pentru părinți. Numai aici, la Dana cu povești. Dana cu povești. Hai să citim povești împreună. Salut copii! Bine ați venit la o nouă poveste! Pentru că deja a început vacanța, a venit vacanța cu trenul din Franța, m-am gândit să începem o serie de povești numai bune de vacanță. Și nu știu ce faceți voi în vacanță, dar mie îmi place foarte mult să călătoresc. Probabil că și voi, nu-i așa? Și astăzi m-am gândit să vă iau cu mine într-o călătorie în munții Alpi, în Elveția, și să vă spun povestea lui Heidi. Oare o cunoașteți? Știți cine este această fetiță, Heidi? Dacă nu, rămâneți alături de mine și haideți să aflăm împreună. Această carte frumoasă a apărut la editura Niculescu și este o adaptare după o carte foarte faimoasă scrisă de Joana Spiri. Este o adaptare de Charlotte Grosetet, ilustrații de Lilila Balen și traducere de Elena Zamfir. Haideți să vedem așadar povestea lui Heidi. O fetiță drăgălașă de 5 ani merge pe o potecă abruptă de munte. Urcușul e greu, dar ea merge repede, admirând priveliștea, brazii și zăpada, care acoperă vârfurile munților în ciuda zilei călduroase de vară. Ia uitați-o pe Heidi! Și aici sunt munții, da? Munții Albi, care încă sunt acoperiți cu zăpadă, chiar dacă este vară. Și vedeți că se întâlnește cu cineva. Tu cine ești? O întreabă uimit un băiețel care își păzește turma de capre. Eu sunt Heidi. Pe tine cum te cheamă? Peter, nu te-am mai văzut pe aici? Unde te duci? Heidi îi arată mult în urma lor de potecă o femeie care urcă. Mătușa mea, Tete, mă duce la bunicul. O să stau cu el, fiindcă părinții mei au murit. Ia uitați, Heidi vorbește cu Peter. Deci urmează să stea cu bunicul. Bunicul tău? Întreabă Peter. Domnul bătrân care trăiește sus pe poșune? Cel căruia îi se spune unchiul albilor? Băiețelul auzise mereu spunându-se despre acest unchi că e un om rău și supărăcios. Trăiește de ani buni acolo sus, fără să coboare vreodată în sat. Curaj atunci, îi ură Peter. Heidi și Dete ajung la bunicul. El le privește așezat în fața cabanei. Oare cum reacționează bunicul când le vede? Hai să vedem. Bună ziua! Spune Dete cu teamă. Vă las în grijă pe nepoată, pe Heidi. Eu nu pot să mă ocup de ea, fiindcă am găsit de lucru în Frankfurt. Am eu nevoie de un copil? Aproape că strigă bunicul. Dar Dete fuge, lăsând-o pe Heidi singură cu bunicul. Ia uitați-o pe Heidi, că este cam nehotărât, așa nu știe ce urmează să se întâmple. Ce frumos, bunicule! Ce frumos e la tine! Fericită, Heidi se plimbă prin cabana veche și își face un așternut de paie în fața ferestrei care dă spre munți. Pentru prima dată după multă vreme, bătrânul zâmbește. Văzând-o pe Heidi așa veselă și descurcăreață, simte că începe să o iubească. Dar cum ar fi pentru voi să vă cunoașteți bunicii abia acum, la 4, 5, 6 ani? Să nu-i fi știut de la început. Ar fi interesant sau ar fi ciudat? Oare cum ar fi? Heidi abia și-a cunoscut bunicul. Să vedem ce urmează să se întâmple. Heidi crește fericită pe munte. Vara are grijă de turma de capre împreună cu Peter. Știe pe de rost toate potecile muntelui. Știe numele fiecărei capre, iar păstorul a devenit prietenul ei cel mai bun. Iarna, când zăpada acoperă pășunile, Heidi coboară cu Sania în sat ca să o viziteze pe bunica lui Peter, care a orbit. Ia uitați-o pe bunica. Vai, fetița asta e soarele zilelor mele, spune bătrâna deseori. Așa gândește și bunicul lui Heidi. De când stă la el, Heidi, bătrânul s-a îmblânzit.
Într-o zi, chiar a coborât în sat ca să repare casa derăpânată a bunicului Peter. Ia uitați! Dar, din păcate, într-o zi... Mătușa Dete se întoarce. Am venit să o iau pe Heidi cu mine la Frankfurt. O să stea împreună cu o domnișoară de 12 ani care nu poate să meargă, fiindcă are picioarele paralizate. O cheamă Clara. Mama ei a murit, iar tatăl ei pleacă des în călătorii. Clara se plictisește singură, are nevoie de o prietenă. Așa că o să o iau pe Heidi. Ce credeți? Vrea Heidi să plece? Dar oare bunicul vrea să o lase? Hai să vedem! Dar eu nu vreau să plec! Protestează Heidi. Nici nu vreau să aud! Am aranjat totul! Grăbește-te ca să prindem trenul! Și tu, unchiule, fii mulțumit! La Frankfurt, Heidi m-a învățat să scrie și să citească! Bunicul își ascunde tristețea sub furie și iese din cabană trântind ușa. Deci bunicul era trist să o piardă pe Heidi și apoi chiar furios că a venit Dete, mătușa, așa să o ia fără să le întrebe nimic, nu-așa? Ce vesele și zgomotoase sunt orașele mari! Dar Heidi plânge pentru că e departe de munte. Singura ei consolare e Clara, care e prietena atât de bună cu ea. Heidi ține mult la Clara, dar e dor de bunicul și de Peter și de caprele lui și de bunica oarbă. Ia uitați, aici este Heidi, aici este Clara. Vă va fi dor de bunicul dacă ați fi în locul lui Heidi. Da, așa-i? Fetița asta chiar nu e niciodată mulțumită! Se enervează guvernanta Clara. Are noroc că a învățat să citească, are haine frumoase și o cameră frumoasă. Oare nu-i ajung toate astea? Doctorul care o îngrijește pe Clara e îngrijorat pentru Heidi. Trebuie să o ducem înapoi acasă, fiindcă aici se îmbolnăvește. Deși îi pare rău, Clara își ia la revedere de la Heidi. Așa vorbesc cei doi și se pare că doctorul a avut dreptate. Trebuie să o ducă înapoi pe Heidi la bunicul ei pentru că era foarte, foarte tristă. Într-o seară, la apusul soarelui, unchiul alpilor stă așezat în fața cabanei. De când a plecat Heidi, nu mai vorbește cu nimeni, nici măcar cu Peter care păzește caprele. Dintr-o dată, fetița apare și se aruncă de gâtul lui. Bunicule! Peter este și el nebun de fericire, fiindcă cea mai bună prietena a lui s-a întors. Când se plimbă el pe munte, o ia și pe Heidi și coboară împreună să o vadă pe bunica oarbă. Acum că a învățat să citească, îi citește bunicii. Și e din nou veselie pe munte. Uite cum îi citește bunicii. Lui Heidi îi pare rău de un singur lucru. Așa de mult mi-ar plăcea să vadă și Clara munții mei! La Frankfurt, Clara se îmbolnăvește foarte rău. Doctorul îi prescrie să meargă în vacanță la Heidi. Poate că aerul de munte o va însănătoși. Ce bucurie pentru Heidi! Dar Peter, gelos, se teme că Heidi o să-l uite. Într-o zi, împinge scaunul cu rotile al Clarei în prăpastie. E bine ce-a făcut noi așa. Gândindu-se că fata, dacă nu mai are scaunul, o să fie nevoită să plece. Dar atunci se întâmplă ceva minunat. Muntele îi dăduse putere Clarei, care învață să meargă singură. Wow! O fetiță care nu putea să meargă și care era în scaun cu rotile, acum poate să meargă. Înseamnă că munții fac cu adevărat minuni, nu-i așa? Îl iartă din toată inima pe Peter, care înțelege că a greșit. Nu se poate ca Heidi să-l uite. Acum sunt toți trei prieteni. Și așa se termină povestea lui Heidi. Dacă vă place să citiți și știți deja să citiți, vă recomand din toată inima să cumpărați și să citiți povestea mai groasă, romanul Heidi, unde veți afla mult mai multe lucruri. Dar asta este așa, ca să vă familiarizați cu povestea și să vă fac să vreți să citiți mai mult sau să aflați mai mult. E așa că a fost interesant povestea lui Heidi.
Ce frumoasă este viața în munți, în munții Alpi, în Elveția, vedeți? Heidi creștea capre cu prietenul ei, Peter, și cu bunicul ei, cu care se simțea foarte bine. Vedeți voi, nu întotdeauna când te muți la oraș, îți place acolo. Lui Heidi nu i-a plăcut deloc la Frankfurt și acesta este motivul pentru care s-a îmbolnăvit, a fost foarte supărată și a început și corpul ei să devină bolnav din cauza asta. Uite, e bine să știți, atunci când ceva te supără foarte, foarte mult, e posibil să ajungi să te îmbolnăvești. De asta, în loc să fii supărat, ar fi bine să discuți cu cineva despre ce te supără. Heidi nu a reușit să spună nimănui de ce era supărată, pentru că era frică să nu fie judecată. Dar ceilalți din casă și-au dat seama ce s-a întâmplat, inclusiv doctorul, și atunci au reușit să o ajute, trimițând-o înapoi la bunicul ei, la munte. Și apoi a redevenit fetița veselă și fericită din totdeauna, nu-i așa? Vă invit și pe voi, dragii mei, să mergeți la munte, să vedeți ce frumoasă este viața acolo, să vedeți animăluțele și să vă bucurați în vacanța aceasta și de munte, nu doar de mare. Țineți minte așadar povestea lui Heidi și povestiți-o cu prietenii voștri. Vedeți dacă ei o cunosc. Vă pup și ne vedem săptămâna viitoare la o nouă poveste de vacanță. Pa, dragilor! Vacanță plăcută până atunci! Ascultă Dana cu povești, ce-ai să vezi, cum să găsești idei minunate și povești unicate pentru cei mari și mici, dar și pentru părinți, numai aici, la Dana cu povești. Dana cu povești, hai să citim povești împreună.